CSU Sibiu va juca sâmbătă cu basketbaliștii de la CSM Oradea. Sibienii spun că sunt pregătiți să câștige meciul. Oradea a făcut niște transferuri foarte bune. Prin aducerea lui Pesic, prin aducerea lui Markovic de la noi. Și eu zic că s-au întărit puternic. Dar sperăm să câștigăm, mai ales că, înțeles, conducătorul lor de joc s-a accidentat, a făcut o nouă recidivă. Am înțeles că și-au mai legitimat și ei ieri de jucători. CSU Sibiu și-a definitivat lotul de 15 jucători, 6 străini și 9 români. În față de ce știam, a plecat Bobby Howard, știam asta, a plecat Lorenzo Davis. El a fost pe care try-out, nu a convins și a plecat. E un jucător din Rusia, dar care locuiește în Germania, are cetățenie și germană. Se numește Nikita Harchenkov. Este legitimat, a venit cartea verde, dar nu va juca mâine, luni va ajunge la Sibiu și va fi la dispoziția conducerii tehnice a echipei noastre. Și sperăm să facem treabă bună. Am preferat să ducem jucători mai tineri, care să jurească, să ia firme, să pună osul la antrenamente și la meciuri. Practic, în momentul de față, printre străini, doar Michael Kearse are 27 de ani, restul sunt în jur de 23, 24, 25 de ani. Meciul CSU Sibiu-CSM Oradea este primul din acest campionat. Biletele se vor pune în vânzare sâmbătă de la ora 15:30.